Este însuși Dumnezeu.
aceea el care era însuși legea, s-a dat pe sine ca să fie sub lege, spune un text liturgic al Bisericii noastre. El care era însuși legea, s-a dat pe sine ca să fie sub lege. De aceea Hristos împlinește în totalitate restricțiile legii în Vechiul Testament. Aduceți-vă aminte când Mântuitorul merge la Iordan să fie botezat către Ioan. Și Ioan spune, dar de unde mie aceasta? Tu trebuie să mă botezi pe mine, nu eu pe tine. Și Mântuitorul zice să le primim pe toate, să le facem pe toate după lege, după Tora. E bine, cred că lucrul acesta este extraordinar. Faptul că, în primul rând, cel care împlinește sau cel care propagă legea, și, bineînțeles, poate sună foarte legalist conceptul acesta de lege. Hai să zicem porunci. Cel care propagă poruncile se împlinească ei însuși cu inima. Spune un Sfânt Părinte în Pateric, iar voi face să vă faceți nu nomoteți, adică nu dătători de lege, ci să vă faceți paradigma, să vă faceți pilde. Nu dătători de porunci, ci pilde. Iar prin asta înțelegem tocmai faptul că cel care dă porunca, de pildă povântului, este cel care evidentemente împlinește porunca pe care o dă. Și cred că aici este un criteriu al ascultării. Foarte mulți studenți de-ai mei de la teologie au pus această problemă. Care este criteriul ascultării? Până unde ascultăm? Noi ni se cere în viața administrativă, în biserică, nouă preoților, să cerem binecuvântarea. Eu, ca să vin la Cluj, a trebuit să iau binecuvântare de la ierarhul meu, ca să, altfel ea și făcut neascultare. Dar care sunt limitele ascultării? Pentru ce cer binecuvântare? La un moment dat pot să cer pentru orice și să beau apă. Părinte, după mic, îmi dați binecuvântare să beau apă? Îmi dați binecuvântare să mă caz cu șosete? Spune cineva pe el și când se îmbracă dimineața, sună duhovnicul și întreabă, după ce vreau să mă îmbrac astăzi? Și am zis săracul duhovnic. Nu am zis în cele duhovnicului care e sunat și întreba de fiul duhovnic, ce să se încalțe, cu ce să se îmbrace. Adică, prin ce mă derizori ascultarea? Și atunci trebuie să înțeleg, să vedem care sunt limitele ascultării. Sau ce înseamnă ascultarea asta? Ascultarea asta este una paradigmatică, adică în momentul în care eu mă fac paradigma, paradigma adică mă fac pildă, adică eu împlinesc toate cele pe care le dau spre ascultare fiilor lui duhovnicești, atunci da. Atunci putem vorbi de ascultare și de lucrare nomotetică, adică de a da, de slujire nomotetică, adică de a slujire prin faptul de a da porunci duhovnicești. Dar avem probleme atunci când dau porunci pe care nu sunt nu împlinesc. Atunci când eu nu sunt pildă. Ei bine, cred că aici este o graniță. Cred că aici este o linie, e adevărat, mai puțin vizibilă, care trebuie urmărită. S-ar putea ca pentru dumneavoastră, venind dintr-un mediu laic, să mi se pare tema mai puțin relevantă. Pentru noi, cei care suntem clerici, este foarte importantă. Noi vorbim toată ziua de ascultare, neascultare. Depinde în dreptul canonic, în regulamentul Bisericii Ortodoxe Române, cea mai gravă apatere e neascultare. Dar ce înseamnă neascultare? Dacă eu nu iau binecuvântare de la duhovnicul meu să-l dau acum din paharul acesta, este neascultare. Pentru ce o binecuvântare? Ce înseamnă binecuvântare? Adică cum ar trebui să gândesc binecuvântarea aceasta în așa fel încât ea să rădească în viața mea? Pentru că anumite ne închidem într-o tautologie. Fiecare faptă trebuie să fie dublată de ascultare. Și atunci trebuie să spun, să-mi sun acum pe duhovnic, să spun, poți să dau din paharul acesta. Duhovnicul, probabil că la rândul lui, trebuie să sună pe duhovnicul lui, să zică, m-a întrebat fiul meu duhovnicesc, trebuie să bea dintr-un pahar cu apă, să bea sau să nu bea. La rândul lui, așa, nu ajunge în situația absurdă. Dar, oricât de absurdă apare situația, cam așa se poate ajunge în momentul în care, în situații de genul acesta, în momentul în care nu reflectăm teologic
cam asta am încercat să fac acum, că sunt 13 ani, când am scris acea carte, și care nu mă reprezintă neapărat, nu e cartea mea, să spun, de copertină. Dar Părintele Ciprian i-a plăcut și lui, am aflat și astăzi, nu? Asta era cât, care este, de fapt, tema propusă. Și pentru că i-a plăcut Părintele Ciprian, firește că sunt gata să vorbesc și despre ascultare, și despre poruncă, și despre... nu sunt cele mai importante lucruri, cred. Există altele și mai importante, dar astăzi, în contextul în care trăim noi și în contextul tulburărilor în viața Bisericii, iată, cunoașteți situația fără precedent în care se află unii monahi care nu-și mai pomenesc ierarhii, din vari motive, care se reduc la un singur, care este Creta, nu? Sunt chestiuni, până la urmă, foarte importante și care trebuie discutate. Deci, cam asta și dacă aveți întrebări, vă sunt la dispoziție. Puteți să scrieți pe bilețe întrebări și să le trimiteți în față. Sau dacă aveți o întrebare cu voce tare. De mare folos, mai multe inițiativă.
Adică să înțelegem că binecuvântarea vizează, cum să spun, lucrurile fundamentale, esențiale, importante, majore, direcția mea de viețuire. Mă duc și cer binecuvântare părintelui pentru a, iată, pentru a citi psalmire. Da, e o chestiune care vizează un mod de viață al meu. Cum îmi voi structura eu modul de viață? Dar dacă mă duc să-i cer duhovnicului binecuvântare să-mi iau șosetele roz sau albe, deja aici am dus totul de rizuriu. Cred că binecuvântarea trebuie să vizeze tocmai acest cadru al unui modus vivendi. Și atunci avem nevoie de o îndrumare a unui duhovnic. Alminteri, ducem toată discuția de rizuriu și mă tem, repet, mă tem, că nu există, de uneori, nu există suficient discernământ. Uneori, nu există suficient discernământ și discuția chiar e dusă de rizuriu. Deci, cred că avem nevoie de mai multă raționalitate, nu în sensul de a nega importanța harului în viața noastră. Dar cred că trebuie să avem mai multe, să recurgem mai mult la darurile pe care, cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Fundamentalismul abandonează darurile cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Fundamentalismul abandonează discernământul, abandonează liberul arbitru. Dumnezeu ne-a înzestrat liber arbitru. Să alegem noi, să facem noi alegeri până acum. Acum, într-un cadru în care, desigur, eu am îndrumare duhovnicească. Dar în momentul în care pentru orice fapt a mea recurg la paravanul duhovnicului, ca duhovnicul să decide în locul meu, în momentul acela deja cred că ne aflăm într-o situație de substituire care nu ajută nici duhovnicului, dar cu atât mai puțin credincios. Deci cred că trebuie să fim mai personal decât suntem. E o depersonalizare. În momentul în care eu las pe sau în momentul în care eu solicit duhovnicului, să ia decizii elementare pe care, de fapt, eu trebuie să le iau. Iertați-mă, eu am avut situații cu fii duhovnicești, fii ce duhovnicești, care mă sună să mă întrebe ce mașină de spălat, concret, să-și cumpere. Dragă, dar nu mă pișe, că treabă și fac un duhovnic. Deci, de la magazin. Nu, că fără binecuvântare nu faci nimic. Doamnă dragă, dar știți, să aveți binecuvântare să luați ce pe cum vreți mașină. Ce dezvedere are asta, părinte? Mă mustra. Se poate una ca asta? Spuneți-mi, Zanussi sau Porsche? Dragul. Nu știu. De ce? Cum, părinte? Și după ce m-am mustrat așa, ia Porsche și lasă-mă mașină. Credeți-mă că dacă ar mai fi și alți preoți aici, v-ar povesti lucruri similare. E o forma noastră de a scăpa de responsabilitate. Foarte comod să gândească altul în locul tău. Sau să ia altul decizii în locul tău. Cred că noi avem nevoie de mai multă, repet, mai multă personalitate. Suntem persoane și trebuie să ne să folosim toate darurile de la Dumnezeu pe care Dumnezeu ne le-a dat. Duhovnicul trebuie să gândească pentru fiecare dintre noi un cadru general. Ne arată o direcție generală sau o direcție de ansamblu. Ne conturează un modus vivendi, repet. Ne spune, ar trebui să faci mai multă rugăciune. Te nu-ți faci rugăciune de dimineață, de seară. Ia fără. Unele lucruri pe care noi le vedem, pentru că suntem atât de involvați în situația noastră, încât nu mai înțelegem situația care ne află. Suntem atât de prezenți în lucrurile noastre acolo, încât nu mai înțelegem nimic din ce se întâmplă cu noi. Și atunci avem nevoie de duhovnicul care are privirea aceasta cumva cuprinzătoare și ne poate orienta într-o direcție sau alta. Deci eu așa cred că cei care duc în derizoriu, iată, taina duhovniciei, ca să spun așa, că sunt preoți, că sunt credincioși, săvârșesc un mare păcat. Cred că avem nevoie de mai multă inițiativă personală, mai multă personalitate, mai multă raționalitate,
Și firește că, asumându-ne toate lucrurile acestea, abia atunci vom putea cu adevărat să împlinim poruncile lui Dumnezeu și poruncile duhovnicilor noștri. Vreau să mă întreb despre binecuvântare. Ce este? Cum a apărut? Da, binecuvântarea era... puteți vedea pentru că în Vechiul Testament era hotărârea, de fapt, pe care o lua părintele vis-a-vis de urmașul său, cel care urma, cel care moștenea averea familiei sau care era întâi născut, primea binecuvântarea de a continua, să spunem așa, tradiția familiei. Există istorii pe care le știți din Vechiul Testament legate de întâiul născut. Binecuvântarea mai ales în sensul acesta era un acord. Acordul tatălui de multe ori era formal, dar era un acord, această binecuvântare. Acordul acesta, repet, viza ceea ce noi numim iadichii, testamentul, moștenirea. Era o chestiune care viza moștenirea. Și binecuvântarea aceasta, la asta se referea în mod special. Ulterior, binecuvântarea a căpătat din ce în ce mai mult o semnificație spirituală, dar ea tot sensul acesta, cum să spun, amplu la tot. Nu cunosc eu personal, în literatura noastră teologică, nu cunosc situații în care lucrurile să fi fost particularizate așa cum se particularizează unul la noi. Dar, în Pateric, în Apoftegma a IV, există situații de monahi care fac ascultare necondiționată în față de duhovnicilor. Însă, aici este vorba de altceva. Nu e vorba de binecuvântarea dată pentru fiecare fapt, pentru fiecare gest. Și e vorba de porunca pe care duhovnic o dă. Și ascultarea e față de duhovnic în momentul în care duhovnicul dă porunca. Aici mi se pare că duhovnicul are o cruce grea de dus. Pentru că faptul de a da poruncă e o cruce foarte mare, foarte grea. Eu când mă aflu în scaunul spovedaniei, caut să dau doar să dau cât mai puține porunci. Nu pentru că nu e bine să dai porunci, ci pentru că, gândiți-vă, în momentul în care dai porunci, legi pe cineva. Și te legi pe tine însuți. Bine ar fi ca oamenii să facă fără porunci binele și să aibă nevoie de această legătură, de acest imperativ. Dar e nevoie de astfel de porunci. Mi-aduc aminte de istorie din Pateric, unde un părinte nu înțelegea de ce trebuie să citească Scriptura. Și atunci, duhovnicul i-a zis, bine, hai, lasă treaba asta. Și ia tu acum, du-te în pod, ia ciurul și cu ciurul să duci grădina. Păi cum să cu ciurul grădina, să gândim părintele, fiul duhovnicesc, va curgea apa prin ciurul. Dar ce să facă dacă a primit porunca, a luat ciurul? Se supăra, apa curgea prin ciurul, dați seama. Ciurul nu poate duce apa. Să ducă apă, să de grădina. Firește că după două săptămâni n-a reușit să facă mare lucru, pentru că apa curgea din ciur. Și, oarecum scandalizat, revoltat, se duce la duhovnic și treabă și spune, uite, m-am spus să ud cu ciurul. Așa și, păi nu făcut nimic, apa se scurgea. Când ajungem la straturile de verdeață, apa se scurgea. Păi și atunci spuneți și mie, de ce m-a spus el să car cu ciurul? Zice, cum era ciurul când l-ai luat timpul? Păi era murdar, era acum cum e, păi curat. E, așa și în ideata. Dacă vei citi Scriptura, chiar dacă nu-ți rămâne nimic în cap, măcar se curățește. Vedeți, sunt lucruri cu tâlc, au o noimă, au... Și atunci, desigur că duhovnicul a dat această poruncă nu pentru a-l umili pe fiul duhovnicesc, ci pentru a-l lumina, pentru a-l face să înțeleagă folosul lecturii Sfintei Scripturi. De ce pare atât de greu la început
să asculți, să împlinești porunca, când de fapt, dacă faci asta, e foarte odihnitor după ce cunoști cu adevărat ce înseamnă odihnă. Da. Noi avem un eu tiran care ne tiranizează în fiecare dintre noi. Spunea un Sfânt Părinte, Sfântul Nicolae Velimirovici, că cel mai mare dușman al nostru nu este nici măcar diavolul, ci suntem noi înșine. Eu sunt cel mai mare dușman al meu. Și acest eu al meu mă tiranizează. Este eu-ul acela care se umflă în mine, dă pe din afară, dacă cineva mă bate pe picior în autobuz, am sărit imediat ca alt să-l bălăcăresc și încă nu știu câte-i mai zic. Dacă te-ai uitat unul la mine, las că mă uit unul la tine. Am eu alte cojocul tău. E acest eu groaznic care ne tiranizează pe toți. Din fericire, limba română e o limbă care nu face abuz de eu, dar alte limbi, aproape oricare altă limbă, presupune ca în fiecare propoziție unde se vorbește la persoana în timp singular să spui eu. Nu? În franceză, în engleză, la noi eu-ul ăsta este cumva inclus. Este un eu tiranic. Este acea peliculă la nivelul sinelui nostru, foarte subțire, care s-a așezat pe sinele nostru, adică pe adâncul acesta al inimii, și care ne tiranizează cumplit. Marea noastră luptă este cu acest eu. Eul acesta ne împiedică să primim porunca. Pentru că automat am primit porunca, eu, să ascult eu, dar cine ești tu să dai mie o poruncă? Cine ești tu să spui mie? Este reacția superficială a acestei suprafețe, acestei chiar care s-a situat la suprafața sinelui și care obturează sinele. Vedeți, noi de foarte multe ori gândim lucrurile la nominativ. Eul acesta se află totdeauna la nominativ. Cel mai bine este să le gândim la acuzativ. Sinele este un acuzativ. Eu e un nominativ. Acolo când ne situăm, atunci când ne situăm în nominativ, atunci ne situăm în tirania eului. Când eu nu accept nimic, nicio sugestie, absolut nimic. Eu sunt cel care mă aflu la putoare. Și tot spectacolul istoriei universale, al sferei publice, dar nu astăzi, și întotdeauna, a fost spectacolul unor euri supra-dimensionate. Eul Orcuței Vasilescu, care ține să vorbească engleză. Eul celor care râde Orcuța Vasilescu, că au râde engleză. Eul meu, care vreau să fiu ales șef de scară de bloc. Eul celorlalți care nu vor să mă aleagă șef de scară de bloc. Și așa mai departe. E puierile, triviale, groaznic. Dar asta e toată istoria noastră. Istoria universală, istoria euului. Dar eul este esențial în umanitatea noastră. Esențial este sine. Este acest adânc al inimii. Sfinții Părinți, aici au adâncul acesta ne-au chemat să-l explorăm. De aceea se vorbește despre coborârea minții inimii, în adâncul inimii. De aceea se vorbește despre supravegherea gândurilor, despre paza minții, despre paza inimii. Introspecția duhovnicească, cercetează de pe tine însuți. Sunt lucruri pe care le găsim în orice lucrare duhovnicească, dar pe care eu nu le cunoaște. Eu este permanent în acțiune și tautologic. Eu sunt eu. Cine ești tu? Eu. Păi, dar cine? Eu. Te mai deranja pe mine. Eu sunt. Cum ți-ai permis să deranjezi pe eu? Când sinele acesta pare a fi pasiv, nu e chiar pasiv, este un ocean întreg, în care dacă mintea s-a scufunda, există un iată un părinte bisericesc din secolul al XIV-lea, Sfântul Calix Patriarhul, care descrie foarte frumos felul în care mintea plonjează în oceanul de har care crește în inimă. Îi spune așa, pentru ca harul să crească în inimă, trebuie să
blocăm percepția, să blocăm simțurile. În felul acesta, presiunea duhovnicească din inimă crește. Iar Harul începe să izvorească din străfundurile inimii. Nivelul Harului crește din inimă. Mintea, adică eu-ul acesta, ar face bine să se întoarcă, să nu mai privească lucrurile în exterior, ci să se întoarcă și să contemple, să cerceteze oceanul acesta de Har care a umplut inima. Dar nu numai să cerceteze, ci să plongeze la un moment dat în oceanul de Har. Când eu-ul deja se numaie, eu-ul deja nu mai e eu-ul deja e trecut prin Harul care a umplut sinele, adâncul sinele lui. E bine, despre asta e vorba toată literatura duhovnicească, despre coborârea minții în inimă. Despre întoarcerea minții eului către sine. Despre spiritualizarea acestui eu. Firește că la eu nu putem renunța, nu? Dar avem cum să renunțăm. E o parte din noi. N-am mai avea buletine, n-am mai avea nume, n-am mai avea nimic dacă am renunțat la eu. Dar eul acesta nu trebuie să fie mai bun decât este. Adică o teniculă așezată deasupra sinelui nostru, epiderma sinelui nostru. La fel cum carnea noastră, trupul nostru, are o epidermă. Nu? Dar epiderma aceasta, de fapt, este un strat foarte subțire. Aproape insignifiant în întregul angrenaj al corpului uman, așa este și acest eu, este epiderma sinelui nostru. Din cauza aceasta refuzăm împlinirea poruncilor, pentru că noi am redus o la epidermă. Cultivând omul lăudit, cultivând sinele, adâncul acesta al sinele, chiar și sub forme mai puțin specifice vieții duhovnicești, sub formă psihologică, introspecție psihologică. Făcând lucrurile acestea, am urmat descoperind o dimensiune pe care poate nici nu știam cum avem. E, în momentul acela, lucrurile capătă adâncime, capătă culoare, capătă greutate, trece din bidimensionalitatea eului, adică epidermei acestea, în tridimensionalitatea sinelui. E, acolo lucrurile sunt nuanțate. Și atunci începem să prețuim un sfat, să prețuim o poruncă, să cerem noi poruncă, Părinte, spune-mi un cuvânt, să batem mii de kilometri, ca să ascultăm un cuvânt de la un părinte duhovnicesc. Aici cred că este marea noastră problemă. În această ecuație, dacă rezolvăm ecuația asta, relația dintre epiderma sinelui nostru, care e eu, și eu în acesta adânc, ca o fântână fără fund, nici nu știu unde se termină. Nu se termină de fapt nicăieri. Pentru că acolo unde se termină, acolo e Harul, care țâșnește în sus, în momentul când presiunea duhovnicească crește, în momentul în care explorăm acest sine, deja voința noastră, sau voința aceasta a eului tiranic, se topește precum ceara la căldura focului. Părinte, ce ne puteți spune despre ascultarea soției față de soțul ei? Da, la mine vă spun cum era minotenia. În minotenia, femeia trebuie să meargă 2 metri în spatele bărbatului. Glumesc. Așa era odată. Însă înseamnă că nu a fost niciodată așa. Sfânta Scriptură spune așa. Taina aceasta mare este, iar eu spun, zice Sfântul Apostol Pavel, în Hristos și Biserică. Traducerea românească nu e foarte clară ce înseamnă în Hristos și Biserică. Propriu zis, sensul textului e următorul. Taina aceasta este mare, iar eu spun, după modelul relației dintre Hristos și Biserică. Așa s-ar traduce corect într-o limbă română actuală. În greacă, dacă traducem motamo, cam așa este scris, dar greaca din perioada în care a fost scris, în care a scris Sfântul Pavel epistolele sale, se înțelegea lucrul acesta. Noi să nu mai înțelegem. Deci, altfel spus, relația dintre soț și soție este după modelul relației dintre Hristos.
asta ascultă de Hristos și ascultă cu drag. Pentru că iubește pe Hristos. Pentru că Hristos nu este doar tiranul care poruncește. Nu este doar cel care își manifestă seama voinicia voiei sale. Nu este așa ceva. Hristos e mirele. Și dacă e mirele, este iubitul. Și atunci mirea sa împlinește de drag ceea ce dorește iubitul. Nici nu trebuie să întrebe. Să se ceară iubitul. Iubite. Pentru că iubita deja împlinește voia iubitului. Și invers. Nu-i ducem iubitei la pat micul dejun și draga mea și cu o floricită pus acolo, când ești îndrăgostit, să vrășești voie persoane iubite, fără să-ți ceară persoane iubite ceva. Deja te gândești tu ce i-ar putea face plăcere. Soției, iubitei, iubitului, soțului. Și anticipezi cumva. Din potrivă, ți-ai dorit să auzi ce-și dorește. Și de multe ori ne întrebăm unii pe alții, nu, în familie, tu ce ți-ai dori, încerci să se vină întâmplare celuilalt. Asta se întâmplă în Hristos și Biserică. În relația dintre Hristos și Biserică. Biserica nu așteaptă ca Hristos să îi poruncească ca un tiran. Și Biserica împlinește poruncile lui Hristos sau se dorește să împlinească voia lui Hristos de drag. E bucuria de a vedea chipul lui Hristos. Noi suntem biserica, noi suntem mireasa lui Hristos. Și intri în biserică, ați văzut, și vezi chipul drag al Mântuitorului Hristos. Chipuiți-vă că ai intrat în biserică și nu ai vedea nimic. Ai vedea pe rezgoi. Șocul ăsta l-am avut când am intrat într-o biserică luterană, ca Sibiu. Deci știam că ei nu au reprezentări sfinte, dar icoane, dar parcă am simțit foarte dură această absență. Nu am văzut decât un crucifix acolo. Eram și un adolescent și știam teoretic, învățasem că ei nu acceptă, nu-și zugrăvesc bisericii. Dar parcă e prea de tot. Lipsește chipul drag. Nu de chipul drag. Ne gândim în chipuri. În icoane, până la urmă. Spui numele, spui mamă și te gândești la echipul mamei. Cuvântul întotdeauna e însoțit de o icoană, însoțit de o imagine. Fără imagine, lucrurile sunt a noastră. E bine, în această relație imagistică, căutăm să anticipăm inclusiv voia celuilalt. Hristos spune mai departe în Sfântul Apostol Pavel, atât de mult a iubit biserica, încât s-a dat pe sine jertfă și încă jertfă pe cruce. S-a jertfit pe sine pentru mireasa lui și încă s-a jertfit cu jertfă pe cruce, cu moarte pe cruce. Cea mai rușinoasă dintre execuțiile antichității. Deci s-a umilit până la cea mai până la ultima treaptă a umilinței. Pentru biserică. Eu cred că asta face și un soț care își iubește soția. Face orice pentru soția lui. Și ascultă în sensul acesta. În sensul a asculta înseamnă, înainte de toate, faptul de a recepta ce spune celălalt. Vezi că la noi, în limba română, asculta a devenit sinonim cu a fi supus cuiva. Dar, în primul rând, a asculta înseamnă să receptezi ce spune celălalt. De multe ori mă întreb acasă și îmi dau seama că nu reușesc, eu ca soț, să receptez tot ce spune soția mea. Și îmi dau seama mai târziu, ca orice bărbat. Bărbații își dau seama mai târziu. Că nu au receptat ce trebuia. Nu au receptat cum trebuie. Dar pentru mine e permanent o preocupare să... Și mă întreb, am înțeles bine? Oare cumva n-am înțeles? Oare cumva ar trebui să înțeleg mai mult? Lucrul acesta e capacitatea de a te transpune în situația celuilalt, de a fi sensibil la problemele celuilalt. Asta înseamnă a asculta pe celălalt. Celălalt îți poate da semnale, îți poate vorbi, dar tu ești închis în lumea ta și tu nu-l mai asculți. În primul rând, a asculta de cineva înseamnă a asculta pe cineva. Eu cred că e mare lucru ca în familie soțul să-și asculte soția și soția să-și asculte soțul. Atunci vor asculta și unul de celălalt. Dar dacă nu se ascultă unul
Nu comunică cu unul cu altul. Este o adevărată tragedie. Vor fi nefericiți și unul și altul. Și atunci ascultarea celuilalt se transformă în tirania celuilalt. Nu mai ascultăm de celălalt, dar ascultăm de celălalt și celălalt nu a devenit. Din iubitul s-a transformat în tiranul de lângă mine. Tiranul din dormitor. Sau zgripțuraica din dormitor. Sau cum se spune. Însă aici apare disfuncționalitatea comună nouă tuturor, în faptul că noi nu ne mai ascultăm unii pe alții. Și vedeți, când asculți pe cineva, se rușește un act de jertfă. Pentru că ești din comoditatea ta, faci un efort să înțelegi ce vrea de fapt celălalt. Ce ar trebui să fac. Și celălalt așteaptă ceva de la mine. Iar eu sunt comod și am venit de la serviciu și mă întind în pat și zic, dragă, acum e ce plăzi, beau o bere și... Dar soția mea dorește ca în momentul acela noi să stăm să povestim, să discutăm. Și eu zic, da, dar joacă Craiova, uite. Sau Real Madrid. Și deja este o jertfă pe care eu aș face-o dacă aș închide televizorul și aș merge cu soția acolo la bătătorie și am povestit unul cu altul. Nu e jertfă pe cruce, e o mică jertfă, e la trei faze acolo. Dar, că poate soția ea m-ar trimite după aceea, zice, dragă, du-te și uite-te la meci sau du-te... Dar este un gest sau este o formă de a te deschide către celălalt și de a te asculta pe celălalt. Eu cred că noi astăzi ne ascultăm foarte puțin unul pe celălalt. Suntem toți mari maestri ai monologului, dar nu facem efortul de a înțelege pe celălalt. Ce vrea celălalt să spună? În momentul în care înțeleg ce îmi spune soția mea, o ascult, în momentul acela putem trece mai departe și să nu mai suportez că ascultat de soția mea e o chestiune care își chipește mie orgoliu. Da, la primă vedere, dar ce mă, tu ești necanime, tu ai spus de nevastă? Da, pare înjositor. Dar asta e înjosirea eului, apropo de ce vorbeam. De fapt, nu mai deloc înjositor dacă eu caut să spun pe soția mea, să văd ce vrea o persoană de lângă mine. Care e semnalul pe care îl dă? Sau copilul meu? Nu? Că poate aici în sală sunt și persoane care au copii. De foarte multe ori noi dăm doar cu mici copii. Și spune, fă asta, fă asta, neapărat, te descalță în toate. Și copilul ăla vine la mine și vrea să-mi arate că a mâzgărit și el ceva. A făcut și eu un desen. Și eu zic, pleacă cu mâzgăritura asta de aici. Și el pleacă frustrat, supărat, îi trece. Din fericire îi trece că e copil și copiii uită repede. Dacă copiii ar ține minte toate jignirile pe care le încasează de la cei mari, dar din fericire uită repede. E cumva relaxant pentru noi maturii să știm că vieții copii nu vor ține minte toate treaba. Dar mare lucru este să ascult, să văd de fapt ce vreau să-mi comunice cu desenul lui pe care mi l-a adus. Sau cu aceeași întrebare pe care mi-o pune de 1000 de ori. Băiatul meu de pildă e fascinat de Titanic, care e 6 ani. Și de 1000 de ori îmi vorbește de Titanic și mă pune să-i răspund și eu la întrebările pe... Dacă ne-am răspuns de 10.000 de ori până acum, cum s-a sufundat Titanicul, de ce s-a luat Titanicul în două, câte furnale, pardon, coșuri avea Titanicul, ce culori avea, cine cum îl chema pe capitan, și firește că venind obosit de la slujbă, de la serviciu, nu ai chiar să-i răspund, dar mai lasă-mi pace cu Titanicul tău. Dar copilul vrea să comunice ceva prin asta. Și eu, experimentul, de fapt, nu l-am sesizat. Nu l-am ascultat pe el. La fel fac și cu soția mea. Nu o ascult. De mare lucru să o ascult. Eu pe ea, ea pe mine. În momentul în care am ascultat-o, da, voi asculta și de ea. Adică acesta a ascultat de soțul meu, a ascultat de soția mea, nu mai devine o corvoadă. Nu mai este numai o presiune tiranică, ci o bucurie, bucuria de a comunica. Asta e raiul. Raiul este bucuria de a comunica cu celălalt. În Otenie o vorbă zice, mă săturai de vorbă. Adică a te sătura e o expresie care se referă la faptul de a te hrăni. Mă săturai de vorbă, m-am hrănit cu vorba ta. E un lucru foarte frumos.
Ascult și mă gândesc, nu mă mai satur de vorbă, mai se mai zice omul, știu? Nu mă mai satur de vorbă. Și așa este, faptul de a vorbi, faptul de a comunica, de a asculta pe celălalt, e mare lucru. Eu cred că de aici apătesc lucrurile. Suntem foarte superficiali în ziua de astăzi. Relațiile noastre sunt superficiale. E trebuie că putem da vina pe multe lucruri, pe Facebook, pe internet. Pe... Și au contribuit și ele. Mass media contribuie la superficie, la accentuarea acestui caracter superficial al relațiilor dintre noi. Eram în scaunul spovedanii și am venit o tânără la mine, plângând că are puțin prieteni. Și eu, pentru dasul, mă, îi sufletește, spun, stai liniștită, că și am puțin prieteni. Nici eu n-am prea mult. Zic, uite, de primul, eu nu știu dacă am prieteni, să-i număr pe degetele de la unul. Ia să oprește, să spune, ai părinte, exagerat. Nu, zic, de ce să-i serios? Păi zici, eu n-am decât 352. Oh, 352 de prieteni, dacă aș avea, nu 352. 152. Nici 52. Și ar fi foarte mult prea mult. Mult prea mult. E bine, ea înțelegea prin prieteni acei friends de pe Facebook. Cei care dau like-uri sau cum se cheamă. Și era foarte complexată că nu avea friends. Nu era, practic, colegii ei aveau mii de prieteni. Ea avea doar 300 și râdeau colegii de ea că ea are puțin prieteni. Mi-a fost foarte greu că mă să explic că, de fapt, prietenia nu sunt asta și că te-aș fi bine să treacă un pic mai departe. Că numărul ăla de pe site-ul de internet, de pe Facebook, nu înseamnă nimic. Nimic, nimic, nimic. Nu înseamnă decât socializare. Mai amplă sau mai puțin amplă, dar nu înseamnă neapărat prietenie. Și am vrut să-i mint că o tânără sau un tânăr de 15-16 ani de astăzi, nu știe ce înseamnă, de fapt, prietenie. Că relațiile dintre ei și, cumva, în pofida tuturor posibilităților lor extraordinare pe care le au și pe care eu, la vârsta lor, nu le-am avut, relațiile dintre ei se fac pe paupere. În astfel de lume trăim astăzi, foarte superficiale, în care fiecare așteaptă de la celălalt să-i satisfacă nevoile. Nevoile de acele pelicule, acele epiderme, epiderma și nu epiderma. Trăim la nivelul pielii. Sau la nivelul epidermei sufletului nostru care este el. Atât am. Tot hedonismul nostru de astăzi este epidermă. Existența noastră se limitează la epidermă. La excitarea papilelor gustative, atunci când mănânci ceva sau vei ceva. A simțului tactil, când o dormeză de asta moare. Totul se limitează la epidermă. Confortul existenței noastre de astăzi este simptomul unei superficialități fără precedent în istoria umanității. Vedeți, până și păgânii care nu știau despre sine, despre cum izvorăște harul în inima omului, păgânii greci, filozofii greci, până și ei aveau mai multă profunzime decât generațiile de azi. Decât noi. Noi care reducem totul la epidermă. Deci, m-am întins la vorbă, dar cred că, propriu zis, aici e marea noastră problemă, maladia cea mare a tuturor, izvorul nefericirilor noastre. În faptul că avem prea mult monolog, trăim doar la nivelul epidermei, în sensul propriu al cuvântului sau în sensul spiritual și că nu avem adâncime și nu suntem dispuși la adâncime. Nu suntem dispuși să plonjăm în sinele celuilalt. Nici măcar în sinele nostru. Omul care se plictisește un fenomen specific zilelor noastre este un simptom al acestei maladii. Mi-aduc aminte, citeam, a existat și în trecut fenomenul acesta. Ion Ghica, marele pașotist, fusese arestat pentru că participase la Revoluția de la 48 și fusese închis de turci într-o mănăstire. Și spune lui Bărcescu, frate Bărcescu, sunt așa de plictisit și nefericit în mănăstirea asta, nu am ce citi aici.
Sunt numai niște scrieri ale unor moși, ale unor călugări, Grigorie Palama, dar uite, nu găsesc la Fontaine, nu găsesc... Este plictisat de moarte, având marile surse ale culturii europene, până la urmă, ale culturii duhovnicești. Dar nu, cât a stat închis acolo la mănăstire, nu s-a simțit să deschidă un tratat patristic. Îl plictisea. El vrea să citească, nu știu dacă există totuși, Parimaci, nu cred că există Parimaci. Îl voia să fie la corect cu ce se întâmplă la Paris. Este încă de pe atunci începuse să această minimalizare a sinului uman, reducerea lui la epidemia aceasta, la evul acesta care se plictisește. Având oceanul acesta, timpul acesta uriaș, nebănuit, imens, în interiorul nostru, nu poți să te plictisești. Nu? Gândiți-vă numai că poți să faci rugăciune. Poți să te plictisești. Plictisul este simptomul acesta al faptului că nu ne ascultăm unii pe alții. Și de aceea reducem totul la ascultat de celălalt. De aici nefericirea. Cum să ascult eu de el? Să se ducă la mamă sa. Am observat atât la mine cât și la ceilalți că mi este foarte ușor, foarte, foarte ușor să fac ascultare de publicul meu sau de alte persoane importante, însă de cei mai mici ca mine, de exemplu, colegi de serviciu, nu pot asculta și devin mândră. Trebuie să ascultăm de toată lumea? Da. Păi, trebuie să-i ascultăm pe toți. Vedeți, aici avem unde reflectat. Pentru că dracul ia unor niște forme incredibile. Un părinte călugă zice că ce vi s-a noaptea, ziua se întâmplă. Se izbândea, cum să zicem popor. Adică noaptea visa, ce visa noaptea, a doua zi se întâmpla. Azi așa, mâine așa, până când gata. El a crezut că e un proroc. Nu și-a mai pus întrebarea de unde veneau aceste vise. Într-o noapte a visat că toți creștinii se află în iad și păgânii sunt în aer. S-a dus, s-a făcut păgân. Dracul îi dădea visele acestea și îi spitea și l-a dus în situația de a face o astfel de alegere. Cam așa se întâmplă și cu noi. Putem face idol din orice. De multe ori ne facem idol și din copiii noștri, și din soțiile noastre, și din duhovnici. De fapt, cam așa am început să vorbim despre cum ne facem idol. Putem face idol și din duhovnici. Și desigur că acceptăm pe duhovnic în sensul care ne-am obișnuit cu modul lui de a comunica, am făcut un idol din el, l-am băgat la buzunar, e accesibil, îi știm gramatica, nu mai e nevoie de efort. Dar atunci când ai nevoie de efort ca să intri în sinele celuilalt, deja am dezarmat. Și mă enervează. Mă enervează. Cum adică să am răbdare cu să plângeze în sinele celuilalt? E bine, da, dar asta înseamnă să iubești pe propriul tău. Să asculți pe fiecare, să stai cu fiecare acolo și să încerci să înțelegi pe fiecare. Știți, Arăsorescu o poezie. Arăsorescu spunea cam așa, cam, zici că sunt anecdote în poezie. Zice că vine cel milen și zice, tati, a căzut Atena. Citea o carte de istorie și zice, a căzut Atena. Și du-te mă și spune mătii. A venit a doua zi și zice, tati, a căzut Roma. Du-te și spune mătii. Cam așa facem. Du-te și spune mătii. Să se ducă să spună cuiva, să le lase în pace ăla, țâncul ăla sau cineva, plictisitorul ăla sau plictisitoarea, că găsim de pe cineva antipatic. Dar vă dați seama că asta e calea the road to the hell, calea către iad. Asta e calea către iad. Calea către iad, calea către rai este, ești tu. Nu mă pot mântui decât prin tine. Indiferent cine ai fi tu. Fiecare om care mi apare în cale este o provocare a mântuirii mele. Și în momentul în care îl iau în serios pe duhovnic, îl iau în serios pe soț, îl iau în serios pe copil, dar nu îl iau în serios pe acesta mai mic, oricare ar fi el. În momentul acela, eu am dat cu piciorul mântuirii mele. E, aici este. Aici se vede că am făcut un idol din soț, din soție, din duhovnic.
Foarte periculos. Foarte periculos. E bine, atâta timp cât nu am disponibilitatea de a explora sinele celuilalt, de a ține pasul cu el, nu suflet cu mânecile să stau cu fiecare acolo, să-l înțeleg, să-i împărtășesc pe el, mântuirea mea este doar o parolă, e doar un slogan, un clișeu. Și cam așa suntem, din păcate. Suntem virtuoși în lucrurile care ne convin, în lucrurile care nu ne convin, nu ne interesează. Gândiți-vă, la Pericopa au fricoșătoare judecăți. Știți că înainte de a intra în post, am avut un mic ca fricoșătoare judecăți. Se citește Pericopa Evanghelică de la Matei 25. Despre cum va fi un fricoșător judecat. Și Mântuitorul spune, va veni dreptul judecător și va despărți unii de camere. Și unora le va zice, veniți binecuvântații Tatălui lui, pentru că gol a fost și v-ați îmbrăcat, flământ n-a fost gazea să mănânc. De când ai fost cu flământ? Când ai fost cu setat și ți-a dat săpe? Când ai fost cu în pușcărie, în temniță și a venit la tine? Pentru cât ați făcut unul dintre aceștia mai mici, nimeni ați făcut. E cutremurător. Ar fi spus, la examenul final, le știi deja subiectele. Știți, când eram studenți, mergeam și acum sunteți dumneavoastră studenți, marea problemă e ce o să ne cadă, ce ți-a picat la examen. Și ce v-am dat să știți subiectul? Ce spică la examen? Iese careva de la oraș, ce spică? Vreau să știți și noi. Și de multe ori am vrea să știm subiectul înainte. Ei, știm subiectul înainte. La marele examen al judecății, dar noi știm subiectul înainte. Mă mântuiesc prin tine. Mă mântuiesc prin tine, nu prin altcineva. Tu ești proba de foc a mântuirii mele. Știu asta, dar nu fac. Nu fac pentru că e greu să te explorezi pe tine. E incomod. E mult mai comod să stau în cușca mea, în colibia mea, acolo, e cald, e bine. Nu? Cunosc gramatica sufletului tău, adică a duhovnicului, a soției, a copilului, e de ajuns. Dar la universul meu, nu se limitează la aici. Toți ceilalți sunt aceștia mai mici lui Hristos. Anticii se gândeau, erau ospitalieri, pentru că se gândeau că nu se știe când, sub chipul unui străin, un zeu ți-ar putea intra în casă. E gândiți-vă că nu se știe când, de fapt, poate că întotdeauna, celălalt este Hristos. Ăla pe care îl experiezi, hai, fă pași. Păi un cerșetor care te agasează. Vine și el acolo, dă și mie. Eu am un astfel de, hai să fii cerșetor. Stă undeva la colț. Eu stau într-o zonă de case care nu are... Pe acolo nu prea e trafic. Dar el știe că eu vin o anumită oră. Și știe că dacă mă întâlnesc pe el, îi dau un ban. Și săracul are o problemă, are suferă de epilepsie. Dar el mă așteaptă acolo cu atâta fidelitate și știe că îi dau un ban. Și la început îi dădeam un ban și trecea pe lângă el așa și... Apoi ne-am prietenit noi un pic, așa, destul de...